Salutare, salutare! Eu sunt Madelin, iar în review-ul de astăzi am plăcerea să vă prezint un sistem de boxe 2.1 al producătorului Fenda, model W330X, ce dispune de o putere totală de 56W, conectivitate prin Bluetooth, dar și suport NFC. Poate menționarea NFC-ului v-a dus cu gândul la un sistem de boxe portabil, însă Fenda W330X este un sistem audio 2.1 în toată regula, cu o construcție robustă și elegantă, ce cântărește în total 4,3 kg. Sateliții sunt confecționați din plastic, au dimensiuni relativ mici, măsurând între 134 mm lățime și 140 mm în lungime și găzduiesc fiecare câte un singur difuzor de 2,55. Aceștia sunt capabili să reproducă sunete în gamă de frecvențe 250 până la 20.000 de Hz și cumulează împreună o putere de 14W. Incinta subwooferului este confecționată din lemn MDF, de aici greutatea destul de mare a sistemului și găzduiește un difuzor de 6,55 cu o putere totală de 28W. Grație orificiului pentru bass reflex, cunoscut popular ca tub de bas, frecvențele joase sunt puternice și destul de bine pronunțate în gama de frecvențe redată, adică 30 de Hz și 100 de Hz. Pe laterala opusă tubului de bas, regăsim un potențiometru iluminat circular cu LED-uri de culoare albă. Cu ajutorul acestuia putem controla volumul general, însă trebuie menționat că sistemul dispune și de o telecomandă ce include prin altele și funcția de volum, cele două lucrând împreună, primul fiind control analog, în timp ce al doilea este digital. Pe spatele subwooferului regăsim 4 mufe RCA, două pentru intrarea de semnal și două pentru conectarea sateliților, un buton de pornire-oprire a sistemului, un potențiometru ce reglează volumul subwooferului și încă unul ce are rolul de corector de ton pentru sateliți. Sistemul audio Fenda W330 este capabil să preia sunetul din 3 surse de semnal diferite. În afară de intrarea clasică prin RCA, dispune de un microcontroller cu funcție de player audio, capabil să citească fișiere MP3 și WMA de pe un stick USB sau chiar de pe un card CD, însă dispune și de conectivitate prin Bluetooth 4.0 cu A2DP și suport NFC. Zona senzorului NFC este localizată în partea superioară a incintei subwooferului, fiind marcată cu tagul specific acestei tehnologii. Sistemul de boxe 2.1 Fenda W330X poate fi conectat la un computer sau televizor prin intermediul unui cablu RCA to jack, cât și la telefoane, tablete sau alte playere ce dispun de conexiune prin Bluetooth, aria de acoperire a acestuia fiind de până la 15 metri. În concluzie, Fenda W330X este un sistem audio cu un design foarte frumos, compatibil cu aproape orice device grație conectivității variate, cu bas bine pronunțat, însă puțin cam lipsit de medii și înalte. Aici se termină prezentarea sistemului de boxe 2.1 Fenda W330X, ce poate fi găsit și în site-ul PC Garage, acces în linkul din descriere.